Exprimarea identității tătărești prin dans, muzică și port. Acesta este sloganul sub care se desfășoară spectacolul artistic pregătit de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România la Casa Armatei. Ideea aparține organizației de tineret a Uniunii noastre, a filialei Mengidia. Dorim să ne promovăm cultura prin dans, port și cântec. Și la acest spectacol avem invitația ansambluri ale Uniunii noastre de la filiala Cobadin, Constanța, Ovidiu, Cogălnicianu și totodată ansamblurile filialei noastre Megidia. O vorbă spune că un popor care nu își cunoaște istoria și tradiția este sortit pieirii. De la această idee au pornit organizatorii manifestării care au invitat personalități importante pentru etnia tătară. O să avem invitație domnul primar al municipiului Megidia, pentru că acest spectacol este totodată în parteneria cu primăria municipiului Megidia. Și președintele domnului Gerile Sergheev al Uniunii noastre, domnul subprefect Ersuna Nefi, domnul deputat Ahmet Varol, domnul subsecretar de stat domnul Aledin Ahmet și, bineînțeles, alți membri ai Uniunii noastre. Manifestarea artistică se va desfășura pe data de 15 iunie la Casa Armatei din Megidia.